Ajunge să lovești într-o bucată de metal, să tai un lemn sau ștuh, sau să modelezi ceva din lut, că toate vor cânta. De aceea eu am pornit cu bicicleta la drum să descoper pasionați la fel ca și mine de instrumentele muzicale vechi. Bună ziua! Bună ziua! Eu am ajuns la muzeul din Slobozia, drept am spus. Da, da, chiar scrie și altă localitate, că aici nu mă prea discut. Și am nimerit într-o încăpere în care s-au lucrat mulți svedi. Ce-a fost aici anterior? A fost și creșteri de copii și a fost cravă. Toate drumurile înspre Slobozia, anume la păsările liste care le-am găsit. Iată pricina noastră. Cum râurile se strâng una cu alta și se face într-un râu mare și cum se ducă mare în ocean, e ca așa și tema noastră să începe de la păsările. Eu, pentru lumea care o să ne vadă, trebuie să spun că am ajuns la muzeul din Slobozia, să întâlnesc pe Setlana Cojuhai, care dintr-o întâmplare frumoasă, reușită și întâmplare întâmplătoare care nu se întâmplă pe care zi, Setlana Cojuhari, ne aflam în la Badru Vodă și citesc acum ea. Nu, vă spun iată, două pățărele care le-am găsit. Pătare. Deci, și am stat față în față și la un moment dat ea îmi propune mie să-mi dăruiască o carină. Eu tare vroiam o carină aceea, dar cum se spune? Cum se iei obiectul că știam fața ei o carină? După ce mi l-a dăruit, eu am întrebat, de unde ați simțit că mie trebuie să mi-l dăruiesc? Pentru că putea să-l dăruie oricui. Am intrat în muzeu, nici nu știu unde să mă uit, pentru că toate ochii mei fug pe pereți, pe jos, mă interesează și vasele celea și goarna. Pistolul mai puțin, eu nu sunt războinic, dar e foarte, dintr-o cramă, să faci așa ceva, foarte frumos. Și încă mai văd, încă m-a așteptat doamna Setlana îmbrăcată în haine naționale, deși eu sunt îmbrăcat în permanent, așa. Iată, văd aici și un... Ладека era muzical, ea avea cheia muzicală. Da. Pur și simplu s-a păstrat și noi am găsit un așa artefact. Deci am aflat că era muzical. Eu am să rog fetele să facă chiar... Da, este deschide? Este deschide pe un grău. Acolo este ziarele din 1800 și ceva. Acolo e încleiet. Da, pe mine mă interesează sunducul, pentru că în cadrul proiectului Instrumente Muzicale Populare Vechi, noi creștem în platformă online și ar urma ca din sunduc să iasă instrumentele muzicale. Noi dacă putem să construim minichesti sunduc în care se pune zestrea, dar aici chiar că e muzicală. Da, lada asta era pentru în drum să lua, dar ea avea cheie muzicală. Victorin Glanz. A, dar ea se mergea cu caravana, cu... Da. Și asta le spuneți că... Și iată le-am găsit, iată le-am găsit, 4 metri din pământ ne-a adus un cetățean la noi din sat și ne-a dat și că iată vezi, vedeți și... Digețelii. Vezi cum e digețelii? Doamne ferește, era țăran. Cum te-ți fac așa o curare îngăloasă? În toate ziua le vedeți și sunteți așa cu emoții, dacă îi se leveză. Eu țin acum în mână un artefact de sute de ani, că nici nu-mi închipuie. Tu nici nu spune în ce secol. Tot muzeul am format eu personal. Tot ce vedeți în coașe, am făcut eu lucrurile. Haideți să spunem la lume. Victor Nicolae, să spunem că Setlana Cojuhari este originară din... Eu sunt originară din Sădâc, raionul Comrat. M-am căsătorit cu un băiat din Slobozia și am rămas aici
pe multă vreme, mai 36 de ani. Deci, surpriza a fost alta pentru că după ce am primit ocarina, am postat pe Facebook poza aceea, eu mândru că am ocarină, la care a reacționat o colegă, nu v-ați văzut, cred că... Da. 40 de ani, 30, 50, nu știu câți ani. Zic, unde sunteți? Eu caut colega mea, am stat în aceeași cameră la școală. Am învățat în școală de arte, da. Repinu, adică... Vieru, adică... În aceeași cameră de când, mă rog... Într-o clasă ne-am învățat. S-a făcut așa o leacă de despărțiri, nu ne-am mai văzut. Și trebuia eu să mă duc la Vadul Voiu să vă găsesc. Veniți să o vedem pe Sihana Cojucari care face ocarine. Asta știam, care fac ocarine jucării, ocarine și profesioniste. Dar surpriza mea este că am descoperit aici un întreg muzeu, un întreg atelier și o să încercăm poate cumva să... Pe parcurs atingem cam toate obiectele care sunt în preajma noastră. Evident că o să vorbim despre ocarină, dar afară am înțeles că sunteți dintr-un sat care este recunoscut de toată lumea, pentru că acolo s-a mai născut un mare artist. Da, eu m-am născut în satul Sadic, din cel raionul Comărat. Într-adevăr, în satul de unde e născut Nicolae Solac. Spământul era bogat de oameni talentați. Și... Ce frumos sună când spui că eu sunt din satul lui Nicolae Solac. Că asta e... Eu am mai spus azi, am fost în vizită la muzeul pentru momentul în care noi ne-am cunoscut, dar de unde anume ați ajuns că vreți să faceți ocarini sau jucăriile astea, suruiecile astea, pentru că ați fi putut face alte obiecte, dar uite anume meseria asta. Eu lucrez cu copiii și, știți, metoda de a lucra este jocul. Ca atare, ca să fii un profesional, trebuie să ai o experiență din copilărie, să ai un imbol din copilărie, să ai răulețul ăsta de a dori să-l vieți frumos sunetul. Și să ajungi chiar la o vârstă în care să poți să te joci. Da. Dacă nu te joci, degeaba mai lucrezi cu copiii. Așa. Iar trebuie să învăț, să-mi verific capacitatea mea de a mă juca. Văd din jucării, naiurile astea sunt făcute aici? Da, naiul e cadonat prietenii mei. Acte lucrările astea sunt ele, eu le-am făcut. Da. E, asta așa a fost... Acte de lut. Al lui Alexandru Cheleș, așa un suvenir. De unde? Alexandru Cheleș, la Chișinău. Pe care, da. Ce face el? Da, a făcut așa o șuia. Iată, am aflat un nume nou de meșter de instrumente sau de jucării? De instrumente muzicale. Prima dată aud? Da, el face și cobze, și vioare, și lucrează la conservatoriu. Am înțeles că îi consultează, îi face instrumente, îi confecționează. Uitați-vă cum mi-a spus domnul Nicolae Dron din Gura Galbenei, raionul Cimșlie, că în Moldova unii de mergi găsește oameni talentați și trebuie să ajung la Slobozia ca să aud un nume mai aproape, cel puțin de mine sau de noi, că este la Chișinău.
Este cald. Dealul cu dealul sunt întâlnesc de oameni cu oameni. Pur și simplu trebuie să ai un gând bun și el se îndeplinește. Când am intrat aici, ne-ați avertizat așa, ne-ați atenționat că miroase a lut, miroase a... Da. A ce? Halloween. Eu m-am născut la sudul Moldovei, în satul Sadic și avem în gospodăria noastră, am avut și voi și eu știu toată tehnologia și cu bucurie mă ocup toată viața, interesant. Un material foarte cald și îmi permite să lucrăm. Dacă eu mă interesam înainte boierii noștri, boieri adevărați, cum se culcă în pat, cu ce se învălesc, și până la urmă zic, stai, dacă noi am avut lână. Da, așa. Nu mi-i închipuiam, credeam că ei trebuie să fie, să se îndelească în ceva din aur, cu tibit cu aur, când cu uite aici un braț întreg de lână. Ai impresia că stâna este în spatele casei. Același sânduc. Același istorie, da. E venită de Ucraina, din Zaporojie. Păi bine, el a fost o călătorită. O călătorită, da. Fata, care e vecina mea, care m-a repasat, fiica ne-a donat mie și ne-a povestit istoria cu mama, a venit cu... Cu zestre în coașe. De atâta la noi, în cultura noastră, e o mulțime ca un colidoscop. Noi suntem așa, suntem diferite în culori și în expresii, fiindcă ne căsătorim cu băieții. Cu alesul. Cu alesul și venim cu zestrea noastră. Ia că, de exemplu, zestrea mea, că este făcut în sadâc, de cu mătra mea, de... Și așa, când m-am căsătorit, ne învălem amândoi. Era frig. Aveți acolo în coșulet și avem niște... Da, vreau să vă propun așa un masterclass, cum îi spunem în ziua de azi, să încerci să vă luați în mâine. Ha, vă rog. Eu principal să nu strig, să nu îmbuțesc. Acum să vreau să vă arăt cum se face sunetul. Iată, sunt două metode, pe care nu avem mai mult vreme, poate facem. Dar... Este făcut din lut, da. Verde, da. Fragil, și dacă apăs mai tare, păi se deteriorează, da? Da. Lutul are câteva vieți. Aha. 7-8 vieți. Am să faci așa o culoare albă, ca praful de colp, de drum. E ca așa să faci albă, ca în ziua de vară. Și atunci se poate pus de acum în foc. Data viitoare o să vin și o să vă rog să-mi povestiți despre fiecare viața lutului. Da. Te la cântă și aici tot? Da, trebuie să fie eu. Ia că da, încercați. Da? Așa că găurica aici este pentru... E cu șel, da? Da. A, da, este aici cu... Da, este un cocoșel micuț. Este un prototip a... Ce vreau că ai da. Pur și simplu l-am lipit când am modificat. Mă știți istoria la muzeu? De atât așa... Asta e puiuț. Ia cât așa. Materia primă avem de toate. Avem lână, avem lut. Avem lozie, de exemplu, ia ca lozie, lucrul este făcut de mine, e făcut din lozie. Avem lozie, putem lucra. Am avut și mătasă. Aici screște mătasa, vermul de mătasă și era o producere mare. Avem o... Putem să restabilim drumul mătasei din China înapoi, da? Am vrut să vă arăt, am două... rochii din mireasă, de mătasă de acolo departe. Dar eu când am intrat în casa asta, inițial am vrut să ne așezăm afară pentru că casa e cu obloane. Da. Era
Erau blanile? Erau blanile. Erau blanile. Ca tare, în casa asta trăie o familie de nemți. Și eu am cumpărat casuța asta. A ieșit din etaje și m-am coborât la pământ. Da, 5 ani în urmă. Și a făcut așa cât e posibil. A făcut, să mai fac așa. Mi-a rămas să fac numai acoperișul mai simpatic. N-am văzut, simpatic e vorba de stuf, probabil. Da, am întrebat. Stuful de anul ăsta și de anii trecuți e nu calitativ. A, trebuie mai așteptat atunci. Lucrați cu copiii unde? Lucrez în școală de la Blenoia. Este așa un satul Blenoia. Un sat cu descoperiri arheologice, o mulțime de curgane, o mulțime de istorie. Și 10 minute de aici. M-am întorc acasă. Și aici acasă faceți un fel de masterclass? Da, când avem posibilitate, de exemplu, este așa un masterclass, temă, găsăm o temă, la anul nou, la, știu, la mărțișorul facem. Sau, de exemplu, am făcut numai zilele astea la 40 de sfinți, sinaxiști, da? Am făcut ciocurlii mici. Când bunelile noastre fășeau din aluat, păsărele, dar noi am făcut din lut. Ei, de cum le-au luat acasă. Iată ce amintirii mi-a spus că eu tot când eram mic făceam din aluat fel de fel, Da. Trebuie să revenim, dar revenind trebuiește să pornim întâi să facem cuptorul, ca să avem unde arde. Sunt diferite metode, nu numai de cu electrică. Spate și în pământ, de făcut așa o groapă, de făcut temperatura undeva așa 700 grade. Eu știu toate tehnologiile, pot le faci, nu e problemă. E bine aici, că așa e starea aceea veche de acasă, da, miroasa perete în care nu este chimicatele astea băgate, pe locuri se vede că a fost cu mână așa. Da, e cu lut și l-am dat cu var, m-am stărit să facă în așa cum a fost. Iată am ajuns noi și la Slobozia, casa de lână, da? Da, Mioara. Mioara de lână. Mioara. Mai, ce frumos! Aici retrăvim statele, și statele, da. La care faceți țoluri, da? Și țoluri fac și fac. Ca atare, eu la mine îmi pun așa un scop ca să fac pentru ocarini niște elemente decorative. De exemplu, iată așa niște pânguliți. Eu am să vă comand acum o lucrare. Da. Simțeasă-ți un brâu. Da, și brâu fac. E ca o să găsiți o variantă tradițională, pentru că, da, eu am îmbrăcat cămașa asta care este de unde este, dar dacă aș fi avut brâu, pe arătam da. Ca om înstărit, ca să zic așa. În vechime, în anii trecuți, nu se permite să îmi fără brâu, ești desfrânat. Erai disfrânat. Iată o lecție într-o frază. Da. Știți cum în școală? Ești disfrânat. Da. N-ai brâu. Extraordinar. Da. Iată, o să caut pe acum să mă documentez și eu. Da. Asta am vrut să vă spun, deși de când am intrat, văd acolo, parcă este o nu știu ce. Este așa. Asta sunt cadourile prietenilor mei. Da, ce este? Eu așa. Extraordinar. Numără, ci trebuie să-i găsim denumire și utilizare. Extraordinar. Dacă ziceți că... Da, presupui tare. Nu, foarte bun. Asta am vrut să văd. Așa am făcut o jucare, mă bucur că am ajuns să văd. Iar tăghelul este de lână de oile mele, de la Sadec. Am patrat, relicvie. A, le păstrați un pic de atunci? Da. Închipuiți?
E trecută prin gaurica de musole, de ac, nu de ac, de bumb. Aha. Da. Iată, încă așa, încă n-am văzut.